Ierusalim, cel mai important oraș biblic și centrul mondial al spiritualității, cu cea mai mare concentrare de locuri sfinte. Istoria biblică a orașului a început pe vremea părintelui Avram, care s-a întâlnit aici cu Melchisedec, regele Salemului. În jurul anului 1000 înainte de Hristos, regele David a cucerit Ierusalimul și a întemeiat aici o cetate puternică, împrejmuită de ziduri de apărare, cetatea lui David. Aici, pe tărâmul mântuirii, conviețuiesc comunitățile care reprezintă cele mai importante religii ale lumii, fiecare având reperele sale. Pentru creștini, aici se află mormântul sfânt și celelalte locuri sacre în care Iisus a fost răstignit, a înviat și apoi a urcat la ceruri. Evreii se închină aici la zidul plângerii, simbolul credinței lor, iar musulmanii au domul stâncii, pe unde profetul Mohamed s-a ridicat la cer. Deși este un oraș sacru pentru Ierusalim, s-au dus de-a lungul secolelor bătălii și războaie sângeroase, religia fiind mereu motivul conflictelor. Pornim călătoria noastră inițiatică de la Betleem, în inima Palestinei, locul unde s-a născut Mântuitorul. Suntem în Betleem, zonă aflată sub controlul autorității palestiniene. Un oraș cu doar 25.000 de locuitori, ridicat pe stâncile Cisjordaniei. Cu 1000 de ani înainte de nașterea lui Isus, aici s-a născut regele David. Iar 1000 de ani mai târziu, acest loc a devenit un simbol pentru creștinătate. Aici a avut loc nașterea lui Isus Hristos. Fecioara Maria l-a adus pe lume plecând din Galileea, din Nazaret, și l-a născut aici într-o iesle. La aflarea veștii nașterii Mântuitorului, regele Irod, care dorea cu orice preț să-l facă să dispară, l-a căutat și a ucis numai puțin de 14.000 de nou-născuți de bebeluși în această zonă, doar pentru a fi sigur de dispariția Mântuitorului. Deasupra grotei în care Fecioara Maria l-a născut pe Iisus, s-a ridicat o biserică. Construită în anii 600, în clipa de față este singura biserică din lume care s-a conservat integral de-a lungul secolelor. În urmă cu un deceniu, UNESCO a trecut Biserica Nativității în patrimoniul său și a investit 15 milioane de dolari pentru reabilitarea ei. Intrarea se face printr-o ușă înaltă de doar 1,20 m. Ca să treci, trebuie să te apleci. Ușa smereniei. Toți creștinii care intră aici trebuie să se aplece. Suntem în interiorul Bisericii Nativității din Betleem, în Palestina, pentru a vedea și a se reculege la locul unde s-a născut Iisus Hristos. Sute de oameni, mii de oameni vin zilnic aici și stau la cozi interminabile, ore și ore, doar pentru a putea atinge acea stea de argint care marchează locul nașterii lui Iisus. Toți acești oameni țin să ajungă în acel loc și timpul nu mai contează pentru ei. Pentru localnici, locul reprezintă atât un simbol sacru, cât și o sursă de venit, căci turismul religios este o activitate înfloritoare. The Christianity starts here in the Middle East and it goes to all over the world. The income of the city, it's come from the tourists. So as you see, my friend, all the tourists, they come from all over the world to visit the church nativity, which is the birthplace of Jesus. This is where we started the Christianity, started like in Bethlehem, and started to send the messages for all over the world, the messages of peace and love. And this is exactly that all people we can see from all over the world, they come to see exactly the birthplace where Jesus was born. And it means a lot for the Christian people and for all the people who believe or not believe. We are friends with people from Romania and they come always together and we pray together in the grotto where Jesus was born. Oamenii așteaptă aici ore întregi pentru a putea coborî la cele două locuri sacre de sub biserică. Grota Nașterii și Grota Laptelui, locul în care Iisus a fost alăptat în iesle și unde a primit vizita celor trei magi care i-au adus cadouri.
Aici l-am întâlnit emoționat pe preotul Constantin Tănase din Pietrari, Dâmbovița. Suntem la Betleem, în biserica unde este locul în care s-a născut Iisus Hristos. O să mă aplec acum în acest loc, nu putem sta foarte mult pentru că sunt cozi uriașe, o să mă aplec să vă arăt acest loc sacru. Este marcat cu o stea de argint, această stea de argint pe care credincioșii vin și pun mâna. Aici s-a întâmplat miracolul nașterii lui Iisus Hristos. Toată această stea și imediat este și locul unde este ieslea. Aici, în acest loc, vin o mulțime de pelerini și chiar foarte mulți din România. O să vedeți imediat acum în stânga mea un grup de români care au venit să vadă acest loc sfânt. Însoțiți de un părinte cu care o să stăm de vorbă și uitați câți români au venit pentru a se reculege la acest loc sfânt. Și am venit un grup de pelerini de 48 și am venit cu sufletul deschis, cu mari emoții ca să ne închinăm la aceste locuri sfinte, aici, la locul unde s-a născut Fiul Dumnezeu, unde este această cruce, această stea de argint donată de Constantin Mavrocordat. Înseamnă sfințenie, înseamnă un moment de neuitat. Oamenii care intră sunt istoviți după așteptarea de ore în șir, dar și copleșiți de însemnătatea sacră a locului care parcă ia cu mâna toată oboseala. Un loc unde s-au întâmplat minuni și poate că se mai vor întâmpla. Nu se știe. E prima dată. A fost greu. Ne continuăm periplul și ajungem într-un alt loc plin de semnificații pentru creștinătate, Grădina Ghețimanii de la poalele Muntelui Măslinilor. Este locul preferat de rugăciune și de reculegere pentru Domnul Hristos. Astăzi, aici se păstrează câțiva măslini seculari care amintesc de episodul în care Iisus i-a invitat pe Sfinții Apostoli să se roage împreună. Suntem la baza Muntelui Măslinilor, am coborât cei aproximativ 800 de metri, suntem la nivelul orașului. De altfel, zidul orașului vechi chiar se vede aici în stânga mea. O să-l rog pe Daniel Stan, pe colegul meu, să vă arate imaginile. Foarte mulți vin la această biserică superbă, o să o vedeți imediat. Cu acel mozaic superb care se vede deasupra sa. Ei bine, această catedrală se numește Biserica tuturor națiunilor, All Nations Church, pentru că foarte, foarte multe națiuni au contribuit la refacerea ei. Ea este ridicată peste o stâncă. Pe acea stâncă, Iisus Hristos s-a plecat și a ținut ultima sa rugăciune înainte de a fi arestat și dus apoi în custodie. Locul este la doi pași de Grădina Ghețimanii, ultimul său loc de reculegere și locul unde, așa cum am spus mai devreme, apoi a fost arestat după ce a fost trădat de unul dintre apropiații săi, Iuda. Umilit de soldații romani, Iisus a fost judecat, iar Pilat l-a condamnat la moarte prin răstignire. În acest loc, pe fruntea lui Iisus a fost așezată în batjocură o coroană de spini. Romanii l-au îmbrăcat într-o hlamidă roșie și îl numeau sarcastic împăratul iudeilor. În cele din urmă, soldații au ridicat pe umerii Fiului lui Dumnezeu o cruce grea și au pornit spre Golgota pentru a-l răstigni. Drumul acesta de la Pretoriu și până la Golgota a fost un calvar pentru Iisus. El are 14 stații și fiecare dintre acestea consemnează un sfânt popas al Mântuitorului, care a căzut în repetate rânduri sub povara crucii. De aici începe drumul crucii, sau Via Crucis, Via Dolorosa. Sunt mai multe denumiri, dar tot acest loc are o însemnătate deosebită. Locul de unde a fost condamnat Iisus Hristos este reședința lui Pilat și unde, după condamnare, acesta l-a prezentat mulțimii cu acea celebră frază, Ece
omul. Începem de aici să parcurgem drumul crucii cu mai multe etape, vom vedea locuri interesante, povești interesante și ne va ajuta să înțelegem însemnătatea acestora. Un om pe care îl prețuim foarte mult, Părintele Ioan, este alături de noi. Bun găsit, Doamne, din nou, ajută, bine ați venit în țara Părinte. Sfântă. Ne așteaptă un traseu cu povești interesante, începând chiar din acest loc. O să parcurgem loc. Și noi drumul crucii. Duhovnicești, o să ne luăm crucea în spate și o să plecăm de aici, din pretoriu, până la mormântul Domnului, cu toate stațiile și cu toate elementele pe care orice creștin le cuprinde când vine în Țara Sfântă și face acest pelerinaj de rugăciune către mormântul Domnului, de aici, de la pretoriu. De aici, din acest loc, i s-a pus în da, spate da. Crucea și a fost o să intrăm în biserică. Condamnat. Vedeți în imagine când Pilat îl prezintă pe Iisus poporului Ecce Homo, când îi se pune crucea în spate Mântuitorului, puteți vedea această pardoseală care a fost folosită, pusă ulterior aici în biserică. Aceste pietre sunt din perioada Imperiului Roman, sunt aceste canale, șanțuri care colectau apa și le duceau în bazine adânci care păstrau apa pe parcursul verii. Acest joc de zaruri pe care soldații romani îl jucau în timpul liber. Suntem în închisoarea de lângă pretoriu, unde l-au ținut pe Hristos închis până să înceapă drumul crucii propriu-zis. Deci vinerea dimineața, când îl duceau la Pilat, l-au dus la regele, la împăratul Irod, a fost o perioadă în care l-au și ținut închis aici și tot din această temniță l-au eliberat și pe Baraba în schimbul lui Iisus. De aici se pleacă și cu Sfânta Cruce, vinerea mare în procesiune, să ia această Sfântă Cruce în spate de către un episcop al Patriarhiei Ierusalimului și din plină cu credincioși, și se parcurge tot drumul crucii până pe Golgota, drum pe care și noi îl parcurgem în această zi. Haideți să vedeți locul exact unde l-au așezat pe Iisus, cu picioarele în buturcii de piatră. Era un loc de întemnițare pentru prizonieri. Urmăm pe Părinte. Așa cum se vede și aici, locul întemnițării. Vedeți că este săpat în stâncă naturală, deci nu este construcție umană. Așa cum vedem în icoană, îi țineau pe prizonieri aici cu picioarele legate în lanțuri și de asemenea cu mâinile legate în lanțuri. Uitați-vă cum se vede această gaură săpată în perete, în care erau băgate lanțurile. Efectiv, nu mai aveai cum să scapi de aici. Fără apă, în căldură foarte mare, fără oxigen prea mult. Și fără să te poți mișca, probabil. Fără să te poți mișca și fără să poți face nimic și mai ales să fii și nevinovat. Dar totuși s-o faci din dragoste pentru oameni. Deși ne aflăm în mijlocul tărâmului sfânt, teoretic un loc al liniștii, drumul crucii este și una dintre țintele cele mai frecvente pentru atacurile teroriștilor. E un paradox căci, din această cauză, zona este și astăzi împânzită de soldați înarmați și de forțe de securitate. Ați văzut, au trecut pe lângă noi soldați înarmați, sunt foarte mulți în această zonă, o zonă în care vedem populație de toate națiile, dar și o zonă în care a curs mult sânge. Într-adevăr. O mulțime de atentate, Părinte, aici. Suntem pe Via Dolorosa, drumul durerii, drumul crucii și, într-adevăr, există o Via Dolorosa încă și în prezent aici, mai ales între stațiile 3-4,
deoarece ne aflăm la confluența dintre poarta Damascului și poarta Leilor sau a Sfântului Ștefan. Este zona cu cele mai multe conflicte și cu cele mai multe atentate din Ierusalim. Și se întâmplă de multe ori conflicte cele între ei. Cele comunități se întâlnesc, da, cumva. Și între ei, bineînțeles că se întâmplă aceste conflicte și se întâmplă să fie de față și creștini care parcurg drumul crucii, pentru că ne aflăm pe drumul crucii. Noi nu suntem vizați ca și ținte probabil, exact, ale acestor atentate. Dar putem fi victime colaterale. Așa cum ați văzut și în spatele nostru, această zonă este împânzită de forțe de securitate și de armata israeliană. Vorbeam mai devreme cu părintele Ioan, o serie de atentate au avut loc. Din păcate, aici, în această zonă, da, este foarte bine păzită zona aceasta dintre porțile Damascului și poarta Damascului și poarta Leilor de către soldați israelieni. Vedem acum că vin foarte mulți musulmani de la moschee, fiind și Ramadanul. Și totuși, Ierusalimul fiind capitala celor trei mari religii monoteiste, creștinismul, mozaismul și islamul, cu toate acestea există o pace în cetate, chiar dacă se mai întâmplă să fie și atentate. Ne aflăm la stația a treia, unde Domnul Hristos a căzut sub greutatea crucii, și stația a patra, unde Maica Domnului l-a întâmpinat când era pe drumul crucii către Golgota. Părinte, suntem la următoarea, da, noastră oprire. Da, suntem la stația a cincea, unde sub greutatea crucii Domnul l-a primit în ajutor pe Simon din Cirene. Și avem și urma mâinii pe stâncă, care a fost mutată ulterior aici, pentru că cetatea de pe vremea Mântuitorului se află între 7 și 10 metri de sus. Dar acest loc unde sub greutatea crucii Iisus practic s-a sprijinit de stâncă, este urma mâinii pusă de el și rămasă aici în stâncă, în dreptul opririi numărul 6 de pe Via Dolorosa. Și suntem undeva pe la mijlocul acestui traseu, da, între punctele ne îndreptăm către stația 6, unde Sfânta Veronica i-a șters fața Mântuitorului cu o mahramă, de unde avem și primul chip sau icoană al lui Iisus Hristos. Este marcat locul acesta în această biserică catolică, ridicată pe vechile ruini ale unei biserici bizantine. Da, chiar... Da, un stâlp din biserica bizantină care a mai rămas. Suntem la stația a șaptea, unde avem marcat acest loc unde Iisus a căzut sub greutatea crucii și avem această bisericuță catolică, acest paraclis catolic. Am mai progresat, părinte, da, traseul nostru. Suntem la stația a opta, marcată aici pe perete de acest semn, această statuetă în care femeile mironosițe l-au întâmpinat pe Mântuitorul și au plâns pentru patima lui. Atunci când Hristos le spune, nu plângeți pentru mine, ci plângeți pentru voi. Ne îndreptăm către stația noua, marcată stația noua, pe locul unde în prezent se află biserica creștinilor etiopieni. Da. Stația nouă fiind cumva din exterior. Din exterior. Suntem în dreptul ultimei opriri din exterior, stația numărul 9 de pe drumul crucii, chiar în proximitatea Patriarhatului Copților, originar din vechiul Egipt, ca zonă geografică, și, așa cum am spus și mai devreme, ultimul punct înainte de Golgota. De Golgota.
Da, avem Biserica Creștinilor Etiopieni și Biserica Creștinilor Copți, aici unde se află și stația a nouă. Aceasta este poarta lui Neemia, se numește, poarta prin care a fost scos afară Hristos din cetate și răstignit. Știm că răstignirea a avut loc în afara cetății. Ajungem în final și la Biserica Sfântului Mormânt. Este cel mai important și mai sacru loc al religiei creștine. Împărăteasa Elena, mama împăratului roman Constantin, ar fi descoperit în anul 325 că aici a fost răstignit Iisus și a dispus ridicarea bisericii. Lăcașul a avut o soartă grea de-a lungul secolelor. A fost distrus și reclădit de mai multe ori, ultima reconstrucție datând din 1810. Suntem așadar cumva spre partea finală a drumului Crucii. Am văzut cele 9 puncte de pe traseu din exteriorul Viei Dolorosa, iar acum, alături de Părintele Ioan, vom vedea și ce este în interior și, evident, acel punct final, Părinte. Vechea intrare în biserică pe Golgota se făcea pe aceste trepte, unde sunt cele 4 sau 5 stații, depinde, unii spun 4, alții 5 stații, care se află chiar pe stânca Golgotei, loc unde a căzut sub greutatea crucii, unde l-au dezbrăcat de haine, unde l-au țintuit și locul unde a fost înfiptă Sfânta Cruce. Ne aflăm într-adevăr în centrul creștinismului din întreaga lume, nu numai aici în Țara Sfântă, în Ierusalim. Și ne aflăm la intrarea în Biserica Sfântului Mormânt sau Biserica Învierii. Suntem în Sfânta Curte, îi spun părinții greci, o numesc Iagia Avli, adică Sfânta Curte, deoarece în vechime, pe locul unde ne aflăm noi, se afla biserica. Deci împărăteasa Elena, când a venit în Țara Sfântă și a ridicat biserici peste toate locurile sfinte pe unde a trecut Iisus, pentru că ea a ridicat cele mai importante biserici bizantine, în perioada aceea, pe loc unde ne aflăm, era biserică. De aceea vedeți pe treptele unde stau oamenii acum la soare că sunt urme ale coloanelor care sprijineau biserica în acea vreme. În interiorul bisericii veți vedea că sunt foarte multe altare și biserici. Este o biserică care îmbracă mai multe biserici. Iar apropo de minuni, una dintre cele mai mari minuni ale Ortodoxiei se află aici, la intrare în Biserica Sfântului Mormânt. Acest târg de piatră, care vedeți că este spart, este crăpat, nu este spart cu dalta, ci este piatră topită și are formă de flacără. În perioada de ocupație a sarazinilor, când armenii au avut mai multă superioritate față de creștinii ortodoxi, au dat bani la sarazini ca să-i scoată pe creștinii ortodoxi afară din Sfântul Mormânt, Sâmbăta Mare, când este frumoasa sărbătoarea pogorării Sfintei Lumini. I-au dat afară aici în curte și au făcut armenii slujbă în Sfântul Mormânt pentru pogorârea Sfintei Luminii. Pentru că dăduseră bani la sarazin și au avut putere. Din păcate, nu s-a aprins Sfânta Lumină, sau din fericire, din păcate pentru ei, nu s-a aprins Sfânta Lumină la armeni, ci s-a aprins tot la noi, la creștinii ortodoxi, cu Patriarhul Ierusalimului aici în curte, venind prin acest tâlp de lumină, spărgându-se acest tâlp și venind Sfânta Lumină pe aici. Primul loc la care ne vom închina aici în Sfântul Mormânt este Piatra Ungerii, locul unde Iisus a fost pogorât de pe Golgota. Așa cum vedem în mozaicul de acolo, foarte frumos mozaic bizantin, pogorârea de pe cruce, ungerea cu miresme și așezarea în mormânt. Acest ritual a fost preluat de către evrei încă din perioada când ei au fost în robia egipteană. Ei, pentru că au stat 400 de ani în robia egipteană, ei au preluat și din cultul și cultura lor. Deci îmbălsămarea venea de la faraoni, lucru pe care și evrei l-au avut și avem atestat acest lucru pentru că pe această piatră Iisus a fost așezat mort fiind, îmbălsămat cu miruri și miresme și îmbrăcat în giulgiu și așezat în mormânt.
piatra aceasta, care o vedem deasupra, marmura aceasta puțin roșiatică, da, asta am vrut să spun. Este așezată deasupra stâncii originale pe care a fost așezat Iisus, ca să fie de protecție. Și ne închinăm și noi. Pot să facem și noi asta? Da. Sărutați piatra să vedeți cât de frumos miroase amir și câtă energie vine din interior. Așadar, am ajuns și aici, în interiorul Bisericii Sfântului Mormânt. Suntem în continuare cu Părintele Ioan. Avem în spate un, probabil cel mai important și cel mai reprezentativ loc. Da, ne aflăm în fața Sfântului Mormânt, cel mai important loc pentru întreaga creștinătate. Vedem această bisericuță cu vuclion sau edicul de marmură care îmbracă mormântul propriu-zis, pentru că mormântul Domnului se afla într-o peșteră, aici nefiind pământ, fiind mai mult stâncă, mormântul Domnului se afla într-o peșteră și putem vedea că în interior sunt două încăperi. Prima capelă este capela Îngerului, unde se află bucată din piatra care pecetulia mormântul Domnului și care a fost dată la o parte de Arhanghelul Gabriel și care a așezut deasupra acestei pietre, spunând femeilor mironosițe că Hristos nu este aici înviat, iar pe această piatră putem vedea aprins o lumânare permanent, este aprins această lumânare care are Sfânta Lumină și Sfânta Lumină care se păstrează de la an la an pe această piatră. O să vedeți în momentul în care intrăm în interior că această flacără nu arde atât de tare ca o flacără normală. Sfânta Lumină știm că până într-un minut, atunci când se aprinde în Sâmbăta Mare, în procesiunea care se face aici în fața Sfântului Mormânt, până într-un minut această flacără nu arde, nu mistuie. Deci lumânare de la lumânare se aprinde, sunt mii de lumânări aprinse în această biserică imensă, dar părul sau barba nu se aprind. Am ajuns așadar sus pe Golgota, unul dintre reperele acestui loc și după cum se vede și câtă lume așteaptă aici, da. Ne dăm seama de importanța sa. Ne aflăm pe Golgota, exact locul răstignirii Domnului. Vedeți că este un grup de creștini români care cântă în prohodul în limba română. Exact așa cum vedem pe Mântuitorul Iisus pe cruce, Maica Domnului și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, singurii care au avut voie să stea lângă Mântuitorul atunci când și-a dat Duhul în brațele, în mâinile Tatălui Său. Vedem un loc acolo, chiar da, sub această Sfântă Masă, este exact locul în care a fost înfiptă Sfânta Cruce, este înconjurată de acea tipsie de argint care este Danie românească. Așadar, suntem în fața mormântului. Arată totul ca o bisericuță mică în interiorul unei biserici mai mari, da. Mai mari. Este și prima Sfântă Masă, primul loc de jertfă, este mormântul Domnului. De aceea vedeți că aici toți creștinii sărută Sfântul Mormânt. O să facem câțiva pași spre mormânt. Este o coadă foarte, foarte mare. Aici avem bucată din piatra care pecetulea mormântul. Aici se slujește Sfânta Liturghie în fiecare noapte, în Sfântul Mormânt. După care vom intra propriu-zis în mormântul Domnului, unde vom îngenunchea și ne vom ruga. Aici lumina naturală vine cumva doar prin acel... Prin turla bisericii, da. Restul sunt candele aprinse de către toate confesiunile creștine care au autoritate și binecuvântare de a sluji în mormânt. Și despre această flacără spuneați că... Da, flacăra, dacă puneți mâna, veți vedea că nu mistuie atât de tare ca o flacără normală. Chiar și în cursoană. Vă rog.
Da, este incredibil. Nu mi-aș fi închipuit că poți atinge o flacără fără să simți ceva. Testăm afară, aprindem un chibrit sau bricheta, să vedeți cât de repede ne pișcă. Exact. Comparativ cu această flacără care este destul de mare și nu... O mai fac o dată pentru că recunosc și eu. Mi-a fost greu să cred că se poate întâmpla asta. Intrăm în Sfântul Mormânt. Intrăm acum. Este foarte jos intrarea, trebuie să fim atenți aici cum intrăm. Sfântul Mormânt. Mormântul care este gol, pentru că Hristos a înviat. Și vom aprinde această lumânare pentru toți creștinii din întreaga lume. Și în special pentru cei din România. Piatra aceasta a fost ridicată acum 4 ani înainte de perioada pandemiei. S-a refăcut acest cuvuclion, această bisericuță care îmbracă mormântul Domnului și pentru prima dată în 500 de ani s-a extras piatra pe care noi o sărutăm ca să se vadă dedesubt unde era mormântul lui Hristos, care se află undeva la 30 de centimetri sub piatra pe care noi o sărutăm. Azi, deci undeva la cam două palme, undeva mai piatra jos de deasupra, aici. De marmură, este pusă de protecție. Uh-huh. Putem vedea stânca originală care îmbrăca mormântul Domnului, sub această sticlă. Care este pusă în spatele unui perete de protecție, pentru că altfel toți creștinii și-ar dori să ia pietricele de aici. Patriarhul Ierusalimului, Teofilus, spune că acesta este cel mai important loc pentru creștini. Patriarhul asistă la miracolul venirii Luminii Sfinte, pe care apoi o trimite credincioșilor din toată lumea. It's a unique experience and every time we receive the holy light, we realize that man is not man cannot live only on bread, but he needs also some special food, spiritual food for the soul. And this is what is the event of the Holy Light does to us. Așa cum dumneavoastră aprindeți acest mănânc de lumânări, de 33 de lumânări care reprezintă anii Mântuitorului pe Pământ, cu Sfânta Lumină, le lăsăm puțin să ardă, după care le stingem în acest con și acasă îl duceți și împărțiți câte o lumânare celor dragi cu Sfânta Lumină de aici din mormântul Domnului. Aici avem această piatră care reprezintă buricul pământului. Este un simbol al Sfântului Mormânt, de fapt. De ce se spune buricul pământului? Pentru că în Vechiul Testament și cu deosebire în Psalmii lui David se spune că din mijlocul pământului a venit mântuirea. Adică Ierusalimul este buricul pământului și cel mai important loc prin care noi ne hrănim cu Dumnezeu, mormântul Domnului fiind ca un cordon ombilical prin care noi ne hrănim cu Dumnezeu. Ne aflăm în acest altar sau paraclis al creștinilor sirieni, este un altar foarte vechi și înăuntru putem observa morminte săpată în stâncă de pe vremea Mântuitorului, ceea ce atestă faptul evanghelic care spune că era o grădină cu morminte. Vedeți morminte săpată în stâncă original. Mormintele sunt goale în prezent, deci așa arătau mormintele, inclusiv mormântul Domnului. Ceea ce atestă stâncă pură. L-am întrebat pe părintele Ioan cum se văd miracolele sacre ale creștinătății prin ochii unui cleric, mai ales în condițiile în care știința și civilizația au evoluat până la nivelul de astăzi, cu sateliți, roboți și inteligența artificială. Părinte, pentru că suntem în continuare la doi pași de acest mormânt sfânt, aș vrea să vă întreb puțin despre percepția asupra miracolelor despre care se tot vorbește. Generațiile se schimbă.
poate două, trei generații înaintea noastră, oamenii nu aveau acces la informații, la motoare de căutare. Sunt niște eforturi mai mari din partea dumneavoastră în a face lumea cândva să se înțeleagă? Nu, deloc. Sau... Ați văzut că nu a trebuit să vă spun în foarte multe cuvinte ce se întâmplă aici. Am văzut, ați simțit, cum se zice, pe pielea mea. Pe pielea dumneavoastră. Exact. Plus că se simte, vedeți că se simte aici. Așa cum noi simțim, așa și oamenii și mai ales tinerii, că vorbează de viitoarele generații, și ei simt la fel ca și noi. Deci este mai presus de cuvinte ceea ce trăim aici. Nu este nevoie de o explicație profundă a elementelor și a minunilor din Sfântul Mormânt, pentru că le trăim. Și este, de fapt, cea mai mare minune. Vă spun că oameni foarte importanți în stat, în armată, oameni simpli, oameni de toate națiile care vin aici, inexplicabil încep și plâng în Sfântul Mormânt. Și nu este un plâns de tristețe, ci este un plâns de bucurie, a energiei puternice pe care o simt în interior și a faptului că Hristos nu este acolo în mormânt, ci a înviat. Au fost poate și, nu știu, cercetători sau oameni de știință care au încercat să găsească... Există nenumăroase relatări, cărți scrise despre minunile petrecute la Sfântul Mormânt cu Sfânta Lumină. Și eu personal am văzut într-unul din ani cum, până să iasă Patriarhul Ierusalimului cu Sfânta Lumină să o împartă lumii, i s-a aprins unei femei mănunchiul de lumânări. Am coborât foarte mult și undeva deasupra noastră este Golgota. Suntem în continuare alături de Părintele Ioan și ne va explica unde suntem în această încăpere care, repet, se află foarte, foarte jos, sub o stâncă, practic, așa cum se vede și în imagine. Ați văzut când am intrat în biserică, v-am spus că în partea dreaptă este Golgota. Da. Creștinii se uită, văd că este foarte mică. Acum ne aflăm sub Golgota, deci totul este o... se pare că de aici se vede ca un vârf de munte și este locul în care împărăteasa Elena a găsit Sfânta Cruce. Acesta este altarul creștin ortodox, da? Știm că atunci când împărăteasa Elena a venit și a ridicat biserica măreață peste mormântul Domnului, a dorit să afle și Sfânta Cruce unde se află. A escavat toată zona de sub Golgota, pentru că acolo se aruncau toate crucile, pentru că erau mai multe răstigniri, n-a fost doar răstignirea Domnului, era elementul de tortură cel mai dificil în Imperiul Roman. Și aici au găsit foarte multe gunoaie, bucăți de lemne aruncate. Cum să afle care este crucea lui Hristos? Conform tradiției, se spune că trecea un cortegiu funerar în această zonă, o femeie moartă, și au atins toate acele cruci de femeia moartă. Când au atins crucea lui Hristos de această femeie, i-a înviat. Măslinilor este unul dintre cele mai căutate locuri biblice din Țara Sfântă. Evangheliile ne arată că de Muntele Măslinilor este legată ultima parte a vieții Mântuitorului, începând cu intrarea în Ierusalim și până la înălțarea la cer. Aici se află și Biserica Ortodoxă pe unde a trecut Iisus. Am intrat așadar în interiorul mănăstirii greco-ortodoxe, de aici, de pe Muntele Măslinilor. Suntem cu sora Daniela, cu maica Daniela, și o să facem un tur în această mănăstire. Thank you, sister Daniela, for coming, welcoming us. The ascension of Jesus Christ took place in this Mount of Olives. We don't know exactly the position, but we know that the two appearances of Jesus Christ after the resurrection to the apostle took place here. So now we are inside this very nice. We are okay. How old is this building? Everything started building at the end of 19th century, 1870 to 1890. This cross
inside the Holy of Holies was in Golgotha in the past, and one fire happened there and everything was burned. But this cross, even it's from wood, but it didn't burn at all. It was a miracle. So this was the house of the patriarchs. And over there is the kiosk that another appearance of Jesus Christ took place. And in that appearance that they ate all together, the fish and the honey, we tried to renovate it and to open to all the people, We opened to the other religion. Yes, of course, of course. To the Muslims also, if they want, they respect the place and they want to see what is the place, of course we open to everybody. Everybody says the same thing. Since we go, we enter from the entrance in the place, we feel that everything, all the war is outside and inside here is a paradise. Very peaceful. We are preparing for Easter now. Yes. Inside, outside, we try to clean the place. Actually, the next week, on Friday, all the fraternity of Patriarchate is going to pass from here. The Patriarch himself is going to stay in the church. Suntem pe Muntele Măslinilor, unul dintre cele mai sacre locuri din Orașul Sfânt, undeva la 800 de metri deasupra Ierusalimului. Aici Iisus Hristos și-a început intrarea triumfală către Ierusalim și tot aici și-a petrecut ultima noapte alături de apostolii săi, a luat o cină frugală înaintea arestării sale. Ceva mai târziu, din acest loc de pe vârful Muntelui Măslinilor, Iisus Hristos s-a ridicat către ceruri. Ne-am încheiat periplul la Biserica Românească din Ierusalim. Echipa Euronews a fost întâmpinată chiar de șeful reprezentanței Bisericii Ortodoxe Române în Țara Sfântă, Arhimandritul Teofil, cel care preia Lumina Sfântă și o aduce credincioșilor din România. Am ajuns și la reprezentanța ortodoxă a Patriarhiei Române aici în Țara Sfântă. Mă uitam exact la denumirea care este și inscripționată aici pe această placă de marmură în engleză, în română și în ebraică. Încercăm să ținem aprinsă candela românească în cetatea Ierusalimului. Ne aflăm în curtea reprezentanței Patriarhiei Române la Sfintele Locuri, care a fost zidită aici la începutul veacului al XX-lea și s-a dorit, după cum se vede, să fie un loc în care românii să poată ajunge să se roage în graiul străbun. Învierea lui Iisus a produs sub forma unei lumini care a alungat întunericul și a trecut prin materie. Piatra a fost penetrată de această energie spirituală. Milioane de oameni din întreaga lume vin la Ierusalim pentru a se închina la locurile sfinte, convinși că vor ajunge mai ușor să-L cunoască și să-L iubească pe Dumnezeu. Este și motivul pentru care v-am purtat cu noi în această călătorie. V-am arătat locurile în care a început istoria creștinismului și s-a înfăptuit mântuirea. Aici s-au imprimat în piatră cele mai mari minuni de pe pământ. Aici a înviat Hristos, cel care a transformat apa în vin, a vindecat leproși sau orbi, a potolit furtuni și a mers pe apă. Fiul Domnului și-a încheiat misiunea pe pământ fără a folosi toate aceste haruri în favoarea sa. Jertfa sa supremă a lăsat în urmă o lume mai bună, cel puțin asta a fost intenția. A eliberat suflete și a lăsat umanității locuri sacre. Ecce homo, iată omul.